Bună ziua și bine v-am găsit la un nou interviu din rubrica Antreprenori de pe Startup.ro. Invitatul nostru de astăzi este Alin Trușcă, fondator al Evo Horeca. A pornit din studenție, de la 20 de ani, iar de atunci nu s-a mai oprit. Cu toate acestea, Alin nu vrea profit cu orice preț, ci creștere constantă și liniște pentru familie din afacerea sa de mobilier și echipamente pentru Horeca și nu numai. Facem schimb de scaune în momentul de față, iar Alin îmi va lua locuri aici și ne va spune cum ajunge la 1,6 milioane de euro afacerea anuale din mobilier pentru Horeca. Numele meu este Alin Trușcă, am 41 de ani și de 21 de ani sunt antreprenor în România. În momentul de față dețin 5 branduri, iar afacerea mea principală este Evo Horeca. Este un business care se adresează în mod special altor afaceri din domeniul ospitalității, restaurante, hoteluri, dar și orice alt tip de spațiu public. În ultimii 12 ani am reușit să amenajăm peste 6.000 de spații în România și în 12 țări din Europa. Spune că ești antreprenor de 20 de ani. Cum ai făcut acest pas și cum s-a simțit când ai devenit antreprenor? Eu am lucrat foarte puțin în timpul facultății și nu știu, am decis prin anul 2 de facultate că aș vrea să fac foarte bine ceea ce cred eu, ce credeam eu atunci că știu să fac, dar pentru mine. Și am început un microbusiness pe care 21 de ani mai târziu îl exploatez cât de bine știu eu în momentul de față și cât de mult îmi permite contextul micro și macroeconomic. Care e cea mai mare provocare pe care ai întâlnit-o în afacerea ta dezvoltând în România în ultimii 20 de ani și cum ai depășit-o? Nu consider că avea o provocare trebuie să fie o problemă de depășit, mai degrabă o lecție de învățat. Cu toții avem în viață perioade bune, de exemplu, în care considerăm că absolut tot ceea ce întreprindem se realizează și uneori poate că avem așteptări prea mari și apar situații care pot fi generate ori din interior, adică de către noi, ori din exterior, condiții pe care nu le putem controla, crize economice sau ceea ce s-a întâmplat recent, o criză medicală care a determinat o criză economică. Din punctul meu de vedere, fiecare situație de genul ăsta m-a făcut să mă gândesc mai mult la ceea ce este cel mai important pentru mine și anume să am o afacere constantă. Și cred că asta este lecția cea mai mare pe care am învățat-o. Nu e vorba doar despre creștere într-un business, cât mai degrabă despre o existență continuă, pentru că sunt genul ăla de antreprenori care vrea să lase moștenire mai degrabă copiilor afacerea decât să obțin ceva pe termen foarte scurt, repede și mult. Și atunci cred că cea mai mare provocare a mea este să mențin afacerea existentă pe piață, indiferent de condițiile macro-microeconomice, crize, războaie, orice ar apărea în viața asta. Care a fost, dacă ai avut șocul cel mai mare în afacere, în viață? Cum ai reușit să treci peste, dacă poți să identifici un asemenea exemplu? Cel mai mare șoc al meu a fost în prima parte a business-ului. Eu mi-am împărțit viața mea de antreprenor și business-ul pe care îl desfășor până acum cel puțin în două părți. Prima parte, pre-criza economică din 2008 și post-criza economică din 2008. E adevărat, acum a mai apărut una, dar am depășit-o mult mai ușor pentru că prima criză pe care am întâmpinat-o a fost complet neprevăzută și nu cred că doar pentru mine, cred că pentru tot mediul antreprenorial românesc, inclusiv pentru mediul politic, inclusiv pentru sistemul bancar, nu cred că se aștepta cineva la genul ăla de cutremur. Eram și foarte tânăr și credeam că creșterea nu se va opri niciodată și nu-mi imaginam niciodată un platou sau o scădere și faptul că a apărut acea criză
cred că este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viață. M-a trezit puțin la realitate și m-a dus cu picioarele pe pământ să înțeleg că nu este vorba doar despre creștere, exact cum spuneam, ci mai degrabă despre a fi constant. Nu e vorba doar despre a crește constant, a te dubla, a te tripla și a obține, nu știu, foloase, eventual profituri mari pe termen foarte scurt. Deci șocul meu cel mai mare a fost să observ că o firmă nu doar crește, ci mai și scade. Cum a crescut afacerea în ultimii ani și care a fost modul în care ea s-a schimbat? Creșterea în general este dată și de vechimea unei afaceri, este dată și de revenirea clienților, e adevărat, este dată și de notorietatea poate a brandului și a ownerului, însă creșterea întotdeauna trebuie să fie una organică, nu forțată și mai ales bazată pe niște calcule, astfel încât realitatea, da, să fie factorul principal, adică standardul de referință să fie ceea ce se întâmplă cu adevărat, nu ceea ce visăm noi că ar putea să se întâmple. În cifre, care sunt rezultatele afacerii în 2022? Ce estimări aveți pentru 2023? În cifre aș putea să fiu puțin bucuros, așa, aș vrea să-mi exprim puțin bucuria faptul că, deși post-pandemie afacerile au avut foarte mult de suferit în domeniul ospitalității și am simțit de la mulți antreprenori din piață, să zic, o dezamăgire, poate că nu au fost mai mult ajutați, dar am descoperit o caracteristică specială la noi, la români. Avem o reziliență la probleme și am descoperit, ca și mine, antreprenori optimiști, alături de care am reușit să recuperez toată pierderea pe care am avut-o timp de 2 ani, 3 ani aproape, dacă e să considerăm 2020, cu toate că anul 2020 începuse foarte bine. Urma să fie cel mai bun an al nostru ca și companie. N-a mai fost să fie, deși începusem foarte bine. Am reușit în anul 2022 să ne depășim maximul obținut în 2019, cu aproape 15% am crescut. Afacerile Evohoreca în momentul de față se învârtă în jurul sumei de 1,6 milioane de euro. În primul rând, eu sunt bucuros că am reușit să ridic un pic ștacheta în industrie. Am reușit să fac mult mai multe proiecte premium, chiar și decât îmi propusesem eu, și am observat o tendință la beneficiari că își doresc să ofere servicii mai degrabă de calitate decât de cantitate, lucru pe care și eu îl doresc. Rezonez cu genul ăsta de antreprenori care se gândesc foarte mult la beneficiarii lor. Și vrem împreună să facem proiecte care, adică să rămână, să fie etalon. De aceea cumva brandul Evohoreca în momentul de față se și poziționează pe piață în zona de mediu spre premium și consider că cifra mea de afaceri în momentul de față este ușor de depășit, pentru că am observat că toți clienții din piață pe care eu îi cunosc în momentul acesta vor să facă același lucru ca și mine, vor să ridice standardul de calitate, vor să ofere mai mult clienților lor, pentru că clienții revin întotdeauna acolo unde s-au simțit bine și așa se întâmplă și la mine și la ei. Deci cumva afacerile noastre vor crește împreună. Care sunt uneltele digitale sau offline pe care le-ai descoperit în ultimii ani și care consider că au transformat sau au avut impact asupra afacerii și modului în care evoluează ea? Mi se pare foarte interesantă această întrebare, pentru că uneltele pe care le folosește un antreprenor în momentul de față sunt foarte variate, dar eu vin din zona online. Din totdeauna am fost un om pasionat de calculator. Am avut norocul să primesc un computer de la părinții mei în anii 90, pe care l-am avut și în momentul în care au apărut conexiunile de internet prin dial-up, apoi prin cablu în România. Și primul meu business a fost dintotdeauna în zona online, iar
Faptul că am avut încredere să continui în această direcție, deși clienții mei de acum 20 de ani erau la liceu, tot acești clienți acum sunt în zona asta de vârstă de 40 de ani și unii dintre ei au afaceri foarte puternice. Ne-am educat reciproc, iar unealta mea principală rămâne magazinul online. Mă consider singura agenție digitală de amenajări de spații publice din online românesc. Cred că am dus la un nivel destul de înalt această unealtă, magazinul online, dar de asemenea evident că am încercat să folosesc și alte metode, adică alte unelte, cum ar fi de exemplu un ERP care ne organizează foarte bine activitatea, avem totul automatizat de la ofertare până la comenzile către furnizori. Cumva compania mea este așa cum este, stabilă și de încredere, pentru că avem un supply chain foarte bine controlat și prin acest tip de software putem urmări foarte bine drumul mărfurilor. De asemenea, cred că comunicarea este una dintre cele mai importante în momentul de față, ca și până acum, deci faptul că putem să ne auzim cu clienții noștri și să ne vedem. Uite, de exemplu, asta este o chestie pe care a rezolvat-o pandemia. Necesitatea întâlnirilor face-to-face a fost un pic estompată. Cred că asta ne-a câștigat și mai mult timp fiecăruia. Faptul că unii oameni poate să lucreze de acasă, faptul că unii clienți au încredere să comande de la distanță după ce au vizionat, de exemplu, showroom-ul printr-un videocall, ceea ce mie mi se pare fantastic, pentru că până în 2019 primeam peste 60% din vizite în showroom. Acum primesc, cred că, sub 10%. Mă refer la numărul de clienți care vizitează showroom-ul din totalul clienților pe care i-are compania. Deci, unealta mea principală o să rămână întotdeauna magazinul online, în care și aloc cele mai mari resurse financiare. Care sunt nevoile pe care le are un antreprenor de la o bancă și cum poate fi colaborarea mai bună? Ei, bună întrebare. Banca îți poate fi un partener foarte bun. În primul rând, o bancă, atunci când este căutată pentru finanțare, ea întotdeauna se va uita, bineînțeles, într-un istoric pe care ni-l facem singuri. Nu este de vină niciodată banca pentru istoricul pe care îl avem. E foarte important de înțeles asta. Ceea ce poate să facă banca mai degrabă este să ne atragă atenția atunci când nu ne oferă, de exemplu, un serviciu de finanțare, că poate mai avem niște lucruri de rezolvat ca afacerea să poată să ajungă într-un punct de stabilitate. Dacă avem un business de stabilitate bine pus la punct, banca va fi foarte fericită să îți ofere unelte financiare să o dezvolți și mai mult. Deci banca nu te ajută să îți faci afacerea, ci să o dezvolți. Este foarte important de înțeles asta. Eu am o relație foarte specială cu banca pe care o am eu, pentru că în primul rând îi sunt loial și de 11 ani lucrez cu aceeași bancă, rulăm toți banii prin aceeași bancă. Iar în schimb am primit atunci când am avut nevoie să dezvoltăm business-ul, de exemplu să ne construim facilități de depozitare, să ne adăugăm anumite mărfuri în stoc pentru a fi mult mai rapizi pentru clienții noștri în anumite puncte de business. Banca a fost foarte fericită să-mi ofere aceste finanțări, pentru că istoricul era în regulă și pentru că viitorul suna bine. Deci calculele trebuie să fie bune și cele din trecut și cele din viitor. Și atunci banca este unul dintre cei mai buni prieteni ai noștri. Un sfat pentru alții antreprenori din România, din experiența ta personală. Experiența mea este destul de vastă, având în vedere că am 21 de ani pe piață. Pot să ofer câteva sfaturi, dar cel mai bun și cel mai important sfat pe care pot să-l ofer unui antreprenor este să nu-i fie frică. Curajul este cel mai important aspect pe care eu îl consider că trebuie să-l aibă un antreprenor. Chiar și în perioadele dificile, el trebuie să își găsească în interior
curajul care l-a și determinat să se apuce de business, să depășească orice situație. Nu există probleme, există doar situații și fiecare situație are o rezolvare. Orice business, de fapt, este un răspuns la o problemă de pe piață. Așadar, orice situație, indiferent bună sau rea, care intervine în viața de antreprenor și în viața afacerii, are o soluție pe care trebuie să o găsim și să o căutăm fiind calmi și încercând să nu intrăm în panică. Deci îmi doresc foarte mult ca antreprenorii români să nu mai considere că România este o țară în care nu poți să faci business. Din contră, România este o țară care este în continuă dezvoltare, avem foarte multe lucruri de rezolvat. Cred că este un mediu super potrivit să facem afaceri aici. Iar instabilitatea politică nu este doar în România, este în orice țară de pe glob. Depinde în ce punct o privești. Dacă îți dorești să rezolvi lucruri pe termen foarte scurs, ar putea să fii dezamăgit și în America, și în China, și în Franța, și în Japonia, și în America există taxe, și în România există taxe. Nu există o viață fericită de business nicăieri pe glob. Deci trebuie să fim conștienți că un business crește și se dezvoltă natural în 10 ani, 20 de ani, nu într-un an sau 2 ani. Și atunci așteptările trebuie împinse pe durată mai mare de timp și să avem cât mai mult curaj. Dacă ne întoarcem acum 20 de ani, când aveai 20 de ani practic și începi o afacere, pe scurt, ce sfat ți-ai dat cu toată experiența pe care o ai astăzi acumulată? Taxele trebuie plătite la timp, pentru că penalitățile pot fi foarte scumpe și noi, ca să avem acest context, adică piață unde să ne desfășurăm activitatea, trebuie să plătim taxele în statul în care ne desfășurăm activitatea. Iar echipa pe care o ai trebuie să o crești, să o încurajezi, trebuie să ajuți fiecare membru să se dezvolte atât în echipă cât și individual, pentru că fără a avea o echipă și fără a fi la zi cu taxele, afacerea nu există. Indiferent cât de bun e produsul, indiferent de ce calitate este serviciul pe care îl oferi. Dacă ai fi pe partea cealaltă a scaunului, ce întrebare ți-ai pune? Întrebarea pe care mi-aș pune eu ar fi dacă acum 20 de ani nu aș fi devenit antreprenor, ce m-aș fi făcut, ce aș fi ales, și nici măcar nu am acest răspuns, pentru că nu mă văd făcând altceva. Dacă ar fi să iau de la capăt, aș face același lucru. Știm cât de frumos este succesul când ai clădit propria afacere cu mâinile tale. Dar știm și că nu e ușor să fii antreprenor, că vine la pachet cu diferite probe și încercări. Și cât de important e să ai un partener de drum care te înțelege și te sprijină în mod real, să crești în ritmul tău ca să-ți îndeplinești visul. De asta suntem noi aici, atât cu soluții bancare pentru afacerea ta, cât și cu sfaturi, consultanță și o relație umană și deschisă. Pentru noi asta înseamnă banking și mai și pentru afaceri mici și mijlocii, de la ING. Vă mulțumesc că ați urmărit interviul nostru din secțiunea Antreprenor. Dacă ai ajuns până aici, ești un urmăritor fidel. Nu uita să te abonezi la canalul nostru Startup Business pe YouTube, dar și să urmărești în mod constant pagina de LinkedIn startup.ro, pentru a putea să vezi ultimele noutăți despre antreprenorii din România.